Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din jocul My Summer Car. În episodul ăsta o să montez motorul pe mașină cum trebuie și eu n-am mai prins șuruburile astea la motor și o să le prind acum și o să sar direct la parte când o să pun motorul. De asemenea, am ținut să arăt asta. Aici avem un șurub care trebuie strâns cu piuliță, nu cred că v-am arătat. Și nu știu dacă mai avem în altă parte. Asigurați-vă că sunt toate șuruburile prinse dacă faceți și voi motorul. Eu am stat să le caut pe fiecare în parte, nu-i mare lucru de găsit. Mai sunt din astea genul ăsta de la distribuitor ascuns. Nu e mare chestie. Așa, deci cred că am terminat tot de strâns, tot ce mai aveam eu de strâns la motor și mi-a fost lene să o fac înainte, dar am făcut-o acum. Și pentru început să împingem și mașina asta aici, să facem loc la asta. S-a făcut noapte afară, ce ții nașpa ca afară, chiar nu mai avem nimic. Să împingem mașina, apăsăm pe J. Și încercăm să o împingem. Dar nu prea vrea să se împingă. Nu vrem să te împingi? Care ar fi cauza? Aoleu, și pe vremea asta nici nu pot să văd, frate, dacă... Dar la început mi-a mers să o împing, acum chiar nu știu ce are. Așa, deci am prins motorul și acum m-am pus să împing mașina, dar e cam strâmbuță. Și s-o împingem în interior și am putut să o împing un pic, dar se pare că acum nu mai vrea. Împingem la loc. Cred că nu are roțile drepte, sau mi se pare mie. Rata asta, să zicem, nu știu exact, nu prea vrea să fie împinsă. Am mers să împing jumătate de metru și aia a fost. Ia să vedem, nu merge, clar nu merge, trebuie să-mi iau trusa. Ia, sună telefonul. Ia să văd, mi-a spus cineva că pot să scot din priză. Da, mă, pot. Gata, mă. Nu mai sună nimeni. Chiar merge. Oh, acum vreau, mă. Are momente și momente, mașinuța asta, păcat că am băgat-o în groapă. Și nu e bine deloc și nu știu cum o să scot eu de aici. Hai că... Hei! Ma! Băi, nene, băi! Ce dracu ai? Mamă, fac propo cu mașina asta aici. Ei, ar fi culmea să nu mai pot să o ridic. Sau să o pun la loc. Mă, dar sincer... A, dar n-am cum să pun motorul așa. Hai să... Mai încerc pe partea asta cumva să o răstorn. Aolo, Victorie! Și acum încercăm din nou să împingem mașina unde trebuie după ce ne-am chinuit o grămadă. Cred că rata asta este strâmbă un pic. Și totuși o îndrept. Nu știu dacă se iei la tot sau doar eu am strâns-o mai mult. E un, o piuliță acolo la care pot să umbli. Nu mai știu ce mărime exact și trebuie să aflu acum. Ok, e mult prea strâmbă. Dar trebuie să mănânc ceva sau să beau ceva. Mă
Îmi țin și de foame, bere, e bine. Opa, de n-am aruncat la sticle de beri. Așa, și acum să vedem. Piulița asta, mai exact, trebuie să găsim ceva cu care să umblăm la ea. Asta nu. Da, nu reușesc să îndrept rataia. Nu știu de ce deocamdată. Și continui să împing mașina, dar deja a luat-o strâmb. Pentru că are roata asta strâmbă, o să o îndrept mai încolo. Acum nu pot deloc să o îndrept. Roata asta, și e puțin strâmbă, parcă, mă rog. O să le îndrept pe ambele mai încolo. Acum ne ocupăm de montarea motorului. Și mai trebuie iar să mai împing. Mamă, până îl pun eu drept aici, mai durează. Așa, hai să împingem mai mult. Împinsul ăsta trebuie să-l ții într-o anumită poziție ca să meargă, că altfel nu prea merge deloc. Iar a luat o paratură. Nu e nimic, îl îndreptăm. Așa. Hai, dei, 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 dei. Hai că e bine de data asta, cât de cât. Și hai să împingem mai mult. Totuși să mai dăm puțin încoace, ca să nu cadă, că dacă cade iar ne chinuim jumătate de oră să scoatem. Și am împins-o și cred că ajunge. De fapt, e să mai împing puțin. Să-i găsim poziția în care merge împinsă. Să împingem și din partea asta. Gata, cred că ajunge. Cred că e perfect. Bine, mai mergea mai în față. Dar nu prea mai pot eu să împing. Hai că am mai mers nițel. Am mai mers și pe partea asta nițel. Și cred că cam atât ajunge de împins. Acum să încercăm să fixăm motorul. De fapt asta e, dacă toți sunt aici, să mă mai uit odată la piulița aia să încerc. Cobor și sub mașină. Mă, cine ai bi piulițe era mai aia? Sau nu merge până nu dau roata jos? Asta. Uite-mă că merge. Gata? Și asta cum era că am uitat? Nu se vede bine de aici. Asta e prea în stânga. Trebuie să o fac mai în dreapta. Trebuie să o fac mai în dreapta. Mai în dreapta. Așa. De-aia să mă duc eu pe exterior ca să văd mai bine. Trebuie mai mult. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Nu știu dacă așa. Eu am mai umblat la ele din greșeală și nu știu dacă încep cu ele așa sau. Mă, pare mult mai drept oricum. Eu de unde să știu, frate, din ochi să o centrez, pare dreaptă asta, să zicem. Asta e cam strâmbă. Să trebuie mai în dreapta. Mai în dreapta? Nu, mai în stânga. Da, de fapt mai în dreapta, pardon. Cu fața mai în dreapta și cu spatele mai în stânga. Așa. Ia să vedem. E cât de cât drept. E cât de cât drept și asta. Și am terminat și cu roțile parcă de cât mai drepte. Ia să mă mai uit așa. Mă, să zicem. Asta puțin mai în dreapta. Ia să mă mai ieși de aici. Asta trebuie cu fața puțin mai în stânga acum.
Așa, unde ești, mă? Nu merge atinsă din toate pozițiile astea. Hai, mă! Așa, cred că e de jos. 6, puțin mai în dreapta. Puțin mai în dreapta, nu mai stă. Cam așa. A? Asta apare dreapta, asta puțin mai în stânga, să zicem. Mă, de mers tot merge, oricum ar fi, dar ne înfrânează, cred. Hai. Hai, o las așa. E ok. E ok, cred că am făcut perfect roțile, le-am îndreptat și acum să montăm motorul. Păi să luăm motorașul ăsta, pardon. Hai mă, ce-i? Așa, să luăm, să-l punem aici. Și avem două chestii aici de agățat, una aici și una aici, asta albastră, mică de aici. Și să vedem cum operăm chestia asta. Îl punem așa. Și trebuie să coborăm asta până la pământ. Bine, de fapt e să ridicăm noi motorul aici sus, ca să nu-l punem chiar de la pământ. Și să aducem asta la nivelul lui. Nu știu cum trebuie exact să le potrivesc. Trebuie să-l pun exact pe ăla. Hai mă, nu mai merge să mă motorul. Hai mă, motor aici. Așa. Trebuie să le pun cât de cât așa. Asta trebuie să ridic. Pe asta mă ridic sau la jos? Trebuie să ridic. Ce mă, nu merge mai ridicat de tot? Cum adică? Deci nu pot să-l montez de pe masă. Da, nu pot de pe masă, trebuie să-l cobor jos. Ce porcărie. Hai să-l pun jos atunci. Să mut ăsta. Să las asta jos, să las jos. Și o să ajungem acolo la un moment dat. Și cred că e de ajuns de jos. O să vedem să punem asta. Aproximativ. Nu. Aici. Hai să-l lăsăm așa. Asta mai sus un pic. Cred că e bine așa. Dar nu știu ce cheie îmi trebuie pentru chestia asta, sincer. Și e foarte nașpa când încerci să potrivești. Gata. Cred că e perfect așezat acum. Ia să mă ieși aici. What? Asta unde vine, mă? Asta nu prea e perfect așezat. A, mă, bă, frate, nu pot să apuc motorul și mă enervează. Să mai ridic un pic.
Mă, dar ce cheie trebuie pentru asta oare? Asta da întrebare. Să-mi iau și o trusa de sub mașină. Și am hangerul pe roșu, mă duc să mai mănânc ceva repede. Mai și beau dacă tot sunt la mașină. Tot îmi iese teama. Am băut 3 beri. De n-am la sticle goale. Și acum. Așa. Trebuia să aflu ce piuliță intră în asta. Și cum dracu să aflu eu, nu știu asta. Deci mai mare ca asta oricum. Asta e. Am găsit. S-a potrivit? Nu prea. E aici. Mă, oare o fi potrivit și așa? Gata. S-a legat aici. E perfect. A făcut contact și îl legăm și în partea asta, e legat. Și în sfârșit am motorul pus pe acest echipament. Opa, l-am ridicat aiurea. Ia se uscula. Trusa de scule din față la asta. Ah, dar mai am niște chestii de pus. Apropo, înainte să pun motorul, trebuie să pun brake master cylinder ăsta. Oh, shit. Să încerc să-l pun de aici. Nu știu poziția lui exactă. Ce porcărie, frate. Cred că vine așa. Ia să-l încercăm. Uite așa vine. Mă rog, aproape. Și l-am pus și pe la acolo. Trebuie să punem și ăsta. Clutch master cylinder. Cilindru principal de la ambreiaj. Și au. S-a spus, mi-a amorțit piciorul, gata. Și să continuăm. Asta mai încolo. Asta mai încolo. Ne trebuie clutch lining, chestia asta. Și mai era o chestie. Unde o fi chestia? Mai erau niște fire pe undeva. Unde o fi firele alea, frate? Că eu nu le văd. Fi pe aici. Mă enervează rău că nu găsesc ceva. Și chiar nu înțeleg unde poate să fie, că e tot în fața mea și nu văd nimic. A, uite aici. Brake lining asta. Ia să vedem dacă pot să o pun de acum. Pot să o pun de acum. Opa, să o pun aici și pe asta. Ca să le pun pe toate astea deodată, să nu mai stau să cine știe ce. Unde am pus asta? Uite la aici. Și pun și pe ăsta aici. Și acum să le prind. Ia să vedem. Cu asta să încerc. Dar trebuie cumva ca să nu cadă în groapă. Nu e bun șurubul ăsta. Și n-am prins nici chestiile astea, se pare, pe dreapta. Foarte tare. Aolo! Iar stau 10 ani până îmi dau eu seama care e care.
Mă, să te prinse, mă. Dar asta e ciudat. Astea le lăsăm să stea acolo așa, deocamdată mai coborăm puțin. Pe astea clar sunt mult mai mici decât cheia asta. Luăm și noi un 8. 8-ul se pare că e bun. Și montăm toate șurubele care sunt de montat la asta. Adică chestiile astea. Piulițe, de fapt, nu șuruburi. Chestiile astea. Asta nu. Asta cred că e mai mic. Și asta. Asta din nou nu. Deci asta nu deocamdată. Ne trebuie altă cheie, cred că mai mică. Nu știu exact cât de mică. Uite, asta merge aici. Foarte bine. Mai coborăm puțin să vedem și noi ceva de aici. Strângem frânele și ambreiajul. Hai mă! Din partea asta nu prea văd bine. Încerc din nou să urc acolo. Mai cobor încă puțin, așa. Asta e strâns, asta. L-am strâns și pe el, și pe asta, și pe asta. Și aici mai avem, cred că mai avem unul și pe partea asta. Și unul și aici sus. Și unul aici. Și asta cred că e ultimul care trebuie pus. Bine, deocamdată asta teoretic nici nu cred că trebuia înșuruba, că nu înșurubăm spre nimic. Trebuia să punem motorul, dar merge și așa. Și acum să ridicăm motorul. Să ridicăm, 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 ridicăm. Și e o fază foarte nașpa că poți. Cred că dacă ating mașina cu motorul, îmi sare de pe chestia asta și nu e bine și e foarte. Trebuie să fii foarte finuț când pui motorul. Așa. Cred că trebuie și mai mult ridicat. Cred că ajunge deocamdată. Și acum. Nu știu exact poziția lui, trebuie mai încoace. Așa. Tot e strâm. Acum cred că e cât de cât mai drept. Mai trebuie puțin mai dreapta. Și ia să-l coborăm ușor. Foarte ușor să-l coborăm. Si, parcă se duce prea încoace. Mai trag puțin mai în spate. Oh, shit. Cred că acum e ok. Și-l coborăm jos până putem să-l prindem de ceva. Dar trebuie să nu atingem nimic în procesul ăsta. Uite, vedeți chestia asta de exemplu. Nu știu dacă se vede aici o chestie. Chestia asta galben portocalie trebuie să ajungă. Stai că nu e acolo. Gen aici, cred, nu știu. Trebuie să o prind de ceva. Dar nu doar chestia aia. Am mai multe părți în care pot să prind. Ia să vedem acum. Trebuie puțin mai în spate, cred. Op, ușor. L-am dat puțin mai încoace. Ia să-l mai coborăm. Să-l coborăm, bă, nu să-l urcăm. Încă una. Ia să cobor și sub el să văd ce se întâmplă acolo. Dacă
Pot să pun vreun șurub? Aha, trebuie mai în dreapta și mai în jos, pentru că asta... Mai în stânga, de fapt, cum mă uit eu așa la el. Mai în stânga, ca lumea, mai în stânga. Și mai în față. Oh, shit. Să vedem cât de mult pot să-l cobor. Mă pare cât de cât mult mai bine. Ia să mă duc sub el să văd ce se întâmplă. Asta este aproximativ, să zicem. Nu știu dacă o să și pot să-l înșurubez. Ia să căutăm și să luăm trusa înainte să începem să facem altceva. Să vedem ce se potrivește pe asta. Ia să încercăm 12. 12, nu. 10. 10, nu? 11? Băi, dă-te naibii. Da, 5, mă, tu. 13, nu? Cred că astea deja sunt prea mari. Da. 8. Nu, nici 8. 9. 9 e. Și am încercat să prindem, dar nu mi-a ieșit nimic. Trebuia să se alinieze dacă era. Ia să vedem la asta. Nu. Nu merge chiar așa. Ce cheie era asta? De nou. Trebuie mai în stânga. Puțin. Ia să vedem. Mai în stânga. Mai în stânga. Ia să vedem acum. E ceva de muncă până reușesc să-l pui corect. Mă, acum pare cât de cât ca lumea. Ia să văd dacă se va prinde. Eu le strâng pe toate. Pare pus. Cred că s-a prins automat. Habar n-am. Dar nu prea s-a prins chiar automat. Aolo, frate. A, trebuie să-mi apară șurubul ăsta, cred. Ca să pot să prind. Astăzi de formă, frate. Din partea asta, deocamdată. Deci trebuie să-l dau puțin mai în față să ajungă ăsta aici. Puțin mai în față, cum mă uit la el, mai în spate, de fapt. Deja m-am obosit motorașul ăsta. Așa. Ia să vedem. Cred că trebuie să-mi apară un șurub aici. Dar de aici nu prea văd nimic, frate. Trebuie de fiecare dată să cobor jos. Cu cred că e prea în față. Nu mai văd absolut nimic. Da, e prea în față. Trebuie mai în spate și puțin ridicat.
Deci să ridicăm puțin prima chestie. Nu, să-l lăsăm să ridicăm. Și trebuie puțin de tot mai coace. Opa! Văd și șuruburile, dar nu știu dacă astea erau dintotdeauna sau... Ia să încerc mai în spate. Așa. Hai să văd dacă pot să prind cu ceva șuruburile alea. Cum le-am văzut, mă? Sau doar atunci le vedeam? Nu mai le văd de aici, sincer. Și nici de aici nu le mai văd, să îl ping la loc. Poate alea apar decât când poți să-l prinzi. Da, acum le văd, să încerc să le prind. De fapt, ce dracu văd, mă? Văd aici ceva. Să încercăm toate astea posibile. 10, 11. Ia. Hei! A mers fratele meu, a mers. A mers și am prins și motorul. Am fixat în două șuruburi. Trebuie să verificăm toate. Cheia asta era de... Iar am uitat. Nu? Da, de nou. Prindem și aici. Prindem toate locurile posibile. Avem și o chestie aici de prins. Una mare. Sunt multe locuri în care trebuie să prinzi șurubul și dacă nu le prinzi într-un loc, o să-ți dai seama, va fi ceva ciudat la motor. De exemplu, dacă nu faci ceva la cutia de viteze bine, nu mai merge să bagi în viteze bine și tot așa. E foarte ingenios jocul. Prindem și asta aici. Mai avem ceva pe dedesubt aici? Băi, nu cred. Am prins și ăsta în dreapta? Mi se pare că da. Nu mai știu acum. Ăsta e prins. Ăsta da. Hai să ieșim de aici de jos. Deocamdată nu mai avem nevoie. Și să ce? A, să luăm chestiile astea de pe el. Nu știu dacă s-a desprins singur. S-a desprins singur? Da. Ăsta s-a desprins singur foarte bine. Treci la loc, ți-ai făcut treaba. Motorul l-am pus. Mai e aici un șurubel, cred. De strâns, să strângem imediat și pe ăla. Opa! Da, dacă și știu ce mărime. Pare destul de mic ăsta. Dar am luat o cheie destul de mică. Mamă, dar cum strâng eu ăla e întrebarea. Mai bine îl strângeam dinainte, că mergea ăsta. Aolo! Mă rog, asta nu contează, o să strâng eu. Important era că am pus motorul. Asta vreau să fac. L-am fixat și acum avem motorul pus pe mașină. O să continui cu celelalte chestii, să-l și pornesc în episoadele următoare. Asta a fost tot în episodul ăsta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept și la celelalte episoade. Vă salut, pa!